Băi, arată extraordinar de tare această cameră de hotel, pe care în mod normal trebuie să plătești undeva la 90 de euro. Adică nu e foarte mult față de ce aici. Că toți mă întreabă, băi, coronavirus, stați frate, liniștiți, că prea se mediatizează la TV, prea exagerează din punctul meu de vedere. Ce pot să vă spun decât că e? Bună dimineața tuturor, de aici, din Chiang Mai. Încă mă aflu în hotelul de ieri, de Chiang Mai Old Town. Aseară nu am mai luat camera aceasta cu mine, pentru că am zis, băi, am început ziua relax, hai să o termin la fel de relax. Am fost, am mâncat, după care am mers într-un bar, am băut o bere cu grupul de 10 persoane cu care trebuia să mă întâlnesc, 10-12 persoane, ceva de genul ăsta, de fiecare dată se adăuga câte una, câte una. După acel bar am fost într-un club, în ghilimele, pentru că la ora 1:30, hap, s-a tăiat muzica, s-a aprins lumina și ne-au trimis acasă. Și am venit, am dormit, acum este ora 9, vreau să merg să iau micul dejun, am înțeles că este un mic dejun a la carte și chiar sunt curios să văd cât de bine arată acest mic dejun de 5 stele. Haideți că ne începem vlogul tot mâncând, așa că dacă nu vreți să ratați această parte în care eu vă fac poftă deja de dimineață, nu plecați nicăieri. Zona în care mâncăm, uite mă, că au umflat rechinul, ieri era desumflat. Zona în care mâncăm se află aici. Probabil singurul, să zicem, inconvenient e că nu e în aceeași clădire și dacă plouă s-ar putea să aveți puține probleme. Și să vedem, înăuntru e, aici este un bar, dacă vreți să vă luați o bere, să beți o cafea. Iar asta e clădirea în care se servește micul dejun. Ia să vedem cum arată. Se trage sau se împinge? Se trage. Hello. Hello, good morning. Arată destul de nice, muzică chill. Aici probabil dacă vreți să încingeți o masă în familie, aveți mai mult spațiu, decorații foarte interesante cu toate becurile astea, chiar se vede, frate, influența europeană în acest local. Hai să ne așezăm. Aici cafea, dacă vreți. Ăsta îl găsiți peste tot. Este ăla de gelul ăla pentru mâini cu coronavirus. Și ce mi-a plăcut? La fel, fiecare colț al hotelului găsiți măști în cazul în care aveți chestia asta cu virusul sufletului. Mi-au adus și meniul, suc de portocale și apă. Ia să vedem acest meniu, cât de ce, în ce consistă. A, uite, ce îmi place deja e că ai, într-o parte ai poza cu tot ce înseamnă meniul și apoi ai tot explicat. Deci toate astea e un fel, de fapt sunt vreo 3 feluri de mâncare, dar vi le aduc pe toate. Și arată bine. Fresh orange, dar e 2 organic cake and any style, 2 slice of grilled pork. Da, sincer, e un pic cam greu pentru mine de dimineață. Uite-o! Ultimate classic waffle, vegetarian. Deci, asta e. Ce avem? Fresh orange juice, grain bread, mini croissant, adică sunt astea. Homemade and oldie fresh cooked waffle, adică sunt astea. Și ce mai avem? O mixture of organic grain, o salată. Da. Deci, ăsta e pentru mine. Mai e ceva? Nu mai e nimic. Deci, pe ultima pagină, Ultimate Classic Waffle. Abia aștept să mă înfrupt. Dacă nici cu asta nu vă fac poftă de dimineață, mi-a venit mâncarea. Aici avem waffle, care arată incredibil de bine. Mamă, și ce miros! Waffle cu alune,
un pic de sirop de ciocolată. Aici avem, opa, stai că s-a blocat șnurul. Muesli cu iaurt, o salată. Avem și dressing, probabil e de la de Caesar salad, cred că. Platou cu fructe de care vă ziceam. Avem ananas. Ananasul e pe partea asta, stai așa. Ba. Deci avem ananas. Asta e, nici nu mai țin minte cum se numește, dragon fruit park. În fine, pepene, papaya, pâine, toast și croissante. Aici avem gem de căpșuni, gem de ananas, unt, ceai. Deci cam așa arată micul dejun. Deci nu știu dacă pot să mănânc tot, frate, la cât de mare. Dar ia să gustăm acest waffle, pentru că arată foarte, foarte bine. Dar mai întâi trebuie să fac o poză de Instagram. Păi, dacă nici acum nu facem poză. Ia să. Uite și să apareți și voi. În cazul în care nu ați făcut chestia asta deja, intrați pe contul meu de Instagram, pentru că și acolo o să vedeți ceva postări care de multe ori nu apar în vlogurile de pe YouTube, așa că apăsați acolo pe follow. Travel a bit. Mamă. Deci e... cam așa. Ce? Da, și pac, gata. Cam așa se prezintă situația aici. Waffle cu alune. Știți că vă ziceam eu că acum câteva zile că vreau să mănânc waffle? Uite. E atât de bun. Are și un pic de scorțișoară. Nu știu ce mai are, dar miroase incredibil de bine. Ah. Nucă de cocos. E mega, mega bun. Asta v-am arătat, veți vedem muesli-ul ăsta cum e. Cât de bun e muesli cu iaurt. Deci atât de cremos iaurtul ăsta. Nu mă dau un vânt după lactate, dar... Asta e clasic, iaurt, cum credeam că au pus ceva extra, dar nu. Mănânc asta, îmi pun să mănânc și fructele. Thank you! A venit momentul să întindem, mergem să luăm mașinuța asta, care ne va duce la următoarea noastră locație. Ia să pun eu asta. Yeah. Thank you. It's heavy. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Am ajuns și la noua locație. E puțin mai mic decât celălalt. Dar arată bine și aici, v-am zis, e mai mult pe parte de... Can you take it? It's okay? Okay. E mai mult pe partea de apartamente de lux. Hello. 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 Yeah, thank you. Ia să vedem ce ne zic domnișoarele. Pac. Aici au o grămadă de premium. Best new small hotel construction. New small hotel winner în 2018 TripAdvisor, cea mai... Wow. Ăștia au 9 față de ceilalți care aveau 9,2. Cea mai Riverside, uite, în 2017-2019 Global Winner. Băi, ești nebun. Luxury Family în 2019 în Thailanda. Deci,
Deci ăsta mi se pare foarte tare, Luxury Riverside Hotel, în 2019. Bravo! Și în 2017. Chiar arată super. Acum înțeleg, aici e sala? Da, e sala de fitness. E puțin mai mică decât cea de la celălalt hotel, plus că aici nu sunt greutăți decât astea două de 5 kg, un baston. Uite, au și cântar. Dar arată destul de drăguț. Și cam astea sunt apartamentele. Ai priveliște direct către erou. Probabil asta a contat foarte mult la obținerea acestor premii. Am primit și o băutură de welcome. Can you say one more time? It's a butterfly tea or na and chan in Thai. Okay, nah. Really looks nice. Interesting. It's Thai herb. Okay. It's good for you. Healthy. Mamă, ce bun e. E incredibil de bun. E dulce. Are gust de flori. Foarte tare. Domnișoara o să ne facă un tur rapid al zonei. Oh, nice! Yeah, we have two sections for kids and for adults. Ok, deci asta e zona pentru copii, e mai mică, nu e atât de adâncă și în zona cealaltă e pentru adulți. Arată super! This is like the famous river. Okay. It's called Pink River. Pink River, ok, ok. Nice. But it's really nice. It's a really nice view. The oven for pizza. For pizza, okay. So we only have 14 rooms here. Okay. It's really like private hotel. Really private. Okay. Deci au doar 14 camere. E un fel de hotel privat. Și e multă liniște. Mamă, ce tare arată camera. Deci aveți bucătărie, arată super. Zona de luat cina sau ce vreți voi, zona de relax și dormitorul. O să vă povestesc mai multe și explic mai multe, facem un tur imediat după ce ne mai zice doamna ceva, domnișoara. Mi-a explicat în felul următor, ca și la celălalt hotel, avem din partea casei cafea, ceai, apa, dacă vreți apă caldă, adică la temperatura camerei și aici. Aia, pentru gheață. Sau, dacă vreți apă rece, puteți să luați de aici. Aveți sucuri, apă din nou, uite, bere. Băi, ești nebun la ăștia Budweiser. Tare. Sucuri de portocale, M&M. Drăguț. Dacă vreți să o faceți de mâncare, dar sincer, dacă veniți într-un astfel de loc cu iubita sau cu familia, nu cred că o să stați să comandați, să vă băgați să faceți de mâncare. Zona de dining și e drăguț, sunt din plastic, da, sunt din plastic ăsta. Aici aveți mare grijă. Aveți mare grijă, era frumos să bage flori de plastic, de adevărate, dar oricum. Tot ce e aici, detaliile astea chiar drăguț. Ce avem? Micul dejun. Se poate, avem și tigru pe jos, în cazul în care vreți să vă jucați cu coada. Am văzut că ăsta de mic dejun e la fel ca celălalt. Deci același meniu, ca în partea cealaltă. Și aveți posibilitatea să vă comandați în cameră, o să vină un majordom care o să vă servească, sau puteți să mergeți la restaurant. Acum, dormitorul. Mamă, cât de tare arată. Televizor. Zona în care să lucrezi, gen un birou. Travel a bit, în cazul în care vi era dor de mine. Patul, ia să vedem.
E bine. E bine, e bine, e foarte bine. Zona de garderobă. Uite, mă bagajez deja bagajul. Și toaleta. Ah, ce tare. E intrare din baie, din bucătărie, cum ar veni, din living aici sau din dormitor. Aici nu ardem aur, o ardem platină. Drăguț, să pun ce este body lotion și să pun Save Our Planet. Exact cam aceleași lucruri pe care le-am găsit și în partea cealaltă. Cabina de duș e mai micuță, ce-i drept, dar parcă e mai intim, nu știu, îmi dă senzația, este mai intim. Și... să vă arăt balconul, la piece de resistance. Balconul și view-ul către... Uite așa. Opa. Chiar arată super. Deci asta e priveliștea pe care o să o admir azi și mâine dimineață. Piscina, Pink River, avem zona de verdeață. M-a schimbat repede în pantalonașii de scandal, îmi iau rucsacul, pac, și o întindem către una dintre locațiile cele mai drăguțe din Chiang Mai. Este un deal de pe care, cu un parc național de pe care se vede apusul foarte drăguț. Aș vrea să merg acolo și dacă mai am timp, pentru că este ora deja 1 fără un sfert, dacă mai am timp, aș vrea să merg, e un canyon, The Grand Canyon of Chiang Mai se numește, și din câte am înțeles poți să sari în apă de acolo, sunt înălțimi destul de mari. Vreau să văd cum arată, ne plimbăm pe acolo, sper să avem timp, cum am zis, pentru că acum merg să-mi închiriez un scooter, trebuie să mă mișc foarte, foarte repede, zba viteză și să vedem ce o să iasă. Hai că deja începe să îmi intre în sânge chestia asta cu ce o să iasă. Ne revedem imediat. Mi-am luat și căscuța. Pac, pac. Zici că sunt copil mic. E foarte mică. Toate căștile erau așa. Oricum, mi-e convine, n-am capul mare și nu stă să se bălângâne mereu. Când bagi viteză, îți zboară. Așa că asta e ok. Mergem mai întâi la Grand Canyon din Chiang Mai, pentru că este undeva la 20 de minute de condus până acolo. Vedem cum stă treaba, după care mergem în parcul de care v-am povestit mai devreme. În cazul în care nu vreți să pierdeți locurile pe care o să le vizitez astăzi, apăsați aici pe butonul de subscribe, like și notificările, clopoțelul ăla care face și o să primiți exact în momentul în care postez vlogul, o să primiți notificarea. De ce nebunie, frate, nebunie, te dai pe-n toate nebuniile astea. Copil, adult, deci, uite-i păști. Ce faceți mai aici? Mai mult sunt adulți decât copii pe aici. Faza nașpa e că e foarte multă muzică pe fundal și nu prea aș vrea să îmi iau un copy claim, așa că nu știu cât de mult o să pot să filmez pe aici, dar dacă reușesc și am posibilitatea, cu cea mai mare plăcere. E ceva să sar de aici, ci că e cliff jumping, dar eu ce văzusem se sărea de pe stânci, de pe dealurile alea, nu de aici. Dar oricum și aici e ceva.
destul de înalt. Cam asta a fost tot cu Grand Canyon Water Park din Chiang Mai. Mă oftic maxim că nu am short-ul la mine, dar mă bucur că am avut posibilitatea să văd despre ce e vorba, așa data viitoare când o să vin în Chiang Mai, pentru că o să mă întorc cu siguranță, o să știu unde să merg, când să merg și cât costă. Și de asemenea și voi știți acum, pentru că vă arăt eu, nu? Hai să mergem să luăm scooterul. Avem de parcurs o oră și 10 minute până la Parcul Național despre care vă ziceam. Deci e ceva. E ora 3. Ajungem acolo la 4, numai bine vedem apusul și ne întoarcem acasă.